începem cu bine. 2, 4, 6, 13, 14, 14, 15. Oh. Bun. Da. Deci, putem? Da, da, da. Prin dispoziția primarului numărul 93 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pentru data de 17.07, următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind validarea funcției de consilier local cu vizii de Partidul Mișcarea Populară, domnul George Marius, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar domnului Palaticu Maxim, care s-a calificat pentru faza națională a concursului de fizică și chimie pentru elevi din mediul rural, impuls perpetu 2018, inițiator primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind darea de administrare către SCA de Colesa, drum de acces către F99, zona Aviasan, în vederea de aviatării. Inițiator primar. Și punctul 4. Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeței de 5.000 de metri teren extendat din domeniul privat al comunității patronalistă a Consiliului Local Oliver. În sol de 67-77-73, parțiile cuprinse pe numele 1035-1224, număr cadastral 68-360, situat în Cona Mărnelii, Slastrupa, Adiasan, Trețul Bacului, inițiator primar și unul cu 5 diverse. Pentru început, trebuie ales propuneți un președinte de ședință. Face o propunere. Poftiți, domnul. Propun pe domnul Laureci. Cine-i pentru domnul Laureci? Ungurul, nu Laureci. Laureci, unul. Ungurul Laureci. Cine a luat tot ticul din ei? Ia zi de treabă. Bă, dar acum nu mă de la un chiar pot să scoți pe cine. Supunem la vot programul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mă rog, aș avea rugămintea prima dată să începem și asta e punctul, primul punct la ordinea de zi, cu validarea lui domnul, așa, să depună în urmă adresă prefecturii, Partidului Mișcarea Populară, din a lui Iisudean, pe Vestri, așa, și venim pe locul Codor, Francis. Și îl invităm să depună jurământul. Dacă în moment să o ridicăm și noi picioarele. Pot să încep? Da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Măgireni, așa să mă ajute Dumnezeu. Succes! Mulțumesc! Avem acordarea unui stimulent financiar, deci doamna directoare, profesoara Cojan Ioana, la școala gimnazială Alexandru Ionchiru, solicită un sprijin financiar din partea Consiliului Local pentru un elev care s-a calificat la... S-a votat în ședința trecută. Discuția a fost în ședința anterioară. Acum e ultima ședință. Cine este pentru? S-a abținut cineva împotrivă? Acum, punctul 3, e privirea darei în administrare către 10 agricola drumului de exploatare la fermii 8 și 9. Drumul e al nostru, dar ei vor să repare pe cheltuiala lor. Acolo. Deci au venit cu o cerere la noi. E și normal să-l repare, dacă îi permiteți. Pentru că dumneavoastră și folosesc. Să-l asfalteze, să-l modernizeze. Însă mai am o precizare. Am înțeles că drumul se predă, drumul ăsta de exploatație, perioada de un an de zile. Da. Pentru construc un an de zile. Da. În perioada asta se facă o mențiune undeva accesul riveranilor, al cetățenilor comunii Mărgineni, nu este îngrădit pe acel, pe acel drum. Dar nu se menționează nicăieri în protocolul ăsta. Era bine să facă... Când o să-l predăm drumul, a
Așa, o să menționăm acolo. Menționați, pentru că în toate documentele care sunt aici în cerere și în astea nu se face nicio mențiune. Și odată ce drum public va fi folosit cu siguranță. Da, dar dacă se predă pentru agricola, să nu interzică cumva circulația riberanilor și cetățenilor comuni. Da. Atât ca mențiune pe... Cine este pentru? Împotrivă? Abține cineva? Trecem la punctul 4. Riberanilor. Riberanilor se cheamă. Liberați, să înțeleg. Privind concesionarea suprafeței 500 de metri teren, asta cere al domnului Ivanov Cezar și al domnului Făcintă Mircea. Am discutat-o, deci am luat votul de principiu al meastră în ședința din ianuarie sau februarie. Așa, și acum în urma votului de astăzi sunt tocmit un raport de evaluare și chem un contract de concesiune, dacă o să... Am din făcut niște precizări aici, domnul secretar. Da. Eu am ridicat problema atunci când noi nu avem încă un amenajament pastoral al pășunilor. Legea și ordonanța 34 din 2013 știu că nu putem schimba destinația pășunilor. În ce bază putem noi schimba destinația acelei suprafețe din pășune în aerodrom? Dacă puteți răspunde. Nu puteți? Stai să leacă, să vă dă... Da. Da. Dumnealor, prin acea cerere, ne solicită o suprafață pentru un aerodrom. Aerodrom. Bun. Acel aerodrom poate fi, poate fi certificat și necertificat, conform legii 912. Știți treaba asta? Și ce implicații au de a fi certificat și de a nu fi certificat? Adică sunt necesare niște protocoale, niște avizii, tocmai și de la baza militară de acolo, din apropiere, de la Romarța, Bacău, pentru da. Culoarul de zbor. Scuzați, domnul Păcin, puteți să ne explicați dumneavoastră. Da. Deci, în principiu, nu va fi vorba de nimic certificat. Este un aerodrom necertificat. Dar în cerere dumneavoastră, dacă îmi permiteți, cereți un aerodrom. Da, practic noi nu vrem să schimbăm nicio destinație. Suprafața de iarbă care e acolo va rămâne o suprafață de iarbă pe care pot face animale. Nu se schimbă destinația. Practic, noi vom folosi o suprafață mică să parcăm cele două, trei aeronave care sunt acolo. Și vorbim de aeronave care au undeva la 470 de kg. Adică nu sunt, nu voi imagina să schimbi un Boeing pe acolo. Legat de partea de certificare, da. Deci este mult mai complicată și nici nu se poate pune problema să încercăm să certificăm această pistă pentru că s-a schimbat... Pentru că dumneavoastră ați lăsat în cerere... Da, pentru că era implicit partea de va fi necertificată, că este pentru aviație ultraușoară. Deci nu este pentru nimic altceva. Deci totul s-a apar în documentele noastre aerodrom necertificat, nu aerodrom. Da, dar ca să fie aerodrom certificat, este o documentație care cred că durează câteva de zile și nu-și pune nimeni problema că ar putea să ceară așa ceva. Vă spuneam că este vorba de un aerodrom necertificat pentru aviație ultra-ușoară. Deci vorbim de acele care se limitează la 472 de kg, avem în principiu de două persoane. Iar dacă vorbim de, spuneați dumneavoastră... Protocoalele și avizele de la... Nu este nicio problemă, pentru că noi aici în Bacău suntem un spațiu certificat. Spațiul aerian al Bacăului este spațiu certificat. Și practic tot ceea ce se întâmplă, eu știu, activitatea de zbor, este sub îndrumarea turnului din Bacău. Deci nu se întâmplă nimic la voia întâmplării. Romarță, Bacău, am și zis. Deci, și dacă zburăm de pe aeroport, și dacă zburăm de pe, nu știu, pe un spațiu de lângă aeroport, practic există un spațiu aerian care este certificat și practic se întâmplă sub îndrumarea turnului din Bacău. Dar vreau să precizez lucrul ăsta, că este vorba de aviație ultraușoară. Am înțeles, de la ce putere era. Da, și noi, practic suprafața de iarbă pe care noi vrem să o folosim pentru decolare și aterizare, va fi doar de mai bună calitate, o iarbă de mai bună calitate și dreaptă, nu întâmplă. Asta e singura diferență. Vor fi ceva construcții ușoare acolo? Noi vrem să facem un hangar undeva la 500 de metri pătrați, o construcție demontabilă, dar construcții care să plece, evident, să nu plouă peste avioane. Asta e singura noastră doleanță. Și să avem în fața aerodromului să vorbim... Platul betonată sau tot nu. O să fie, cred că, pavele. Nu ne gândim să punem ceva pavele și în fața hangarului să fie tot niște pavele ca să poți să scoți aeronava în față.
Va fi îngrădit, nu? Da, am vrea să îngrădim, da. Acum, perioada de concesiune, care nu este stabilită, urmează tot în Consiliul Local să stabilească perioada de concesiune. Nu știu, colegii, perioada care, care sunt de acord să fie concesionată acea suprafață. Păi ar trebui o perioadă. Dar cereri ce perioadă? Păi dumnealor nu cer nimic perioadă. Cer concesiune și atât. Încă cererea au cerut închiriere. Termenul e? Noi să promovăm să nu putea să își poate închiria, că domnii pentru construcția care trebuie să o facă acum, ne trebuie avizii la Consiliul Județean. Da. Și de departamentul juridic ce îi sopește? Păi nu știu, că mi se pare că sunt multe care rămân cam în suspans. Deci, v-am întrebat ce lege ne permite schimbând destinația, dacă dumneavoastră fac deja construcții, o concesionați, sub ce formă, concesionează crescătorul de animale, mâine vine oricine și poate ceară concesiune să-și facă un garaj de mașini. Dar nu este o activitate comercială. Nu spune nimeni că nici ăla. Poate numai ține mașinile acolo și nu mișcă nimic cu ele. Nu știu, mi se par destul de confuzii și neclare. Potărâți-vă juridic dacă este posibil și cum. Că nu primesc răspunsul. Păi dacă eu m-am întrebat cum puteți schimba destinația pășunii ca mod de folosință. Dar n-o schimb. Păi dacă dumnealor construiesc, cum n-o schimbă? Domnule. Terenul inexcavilan și acolo se poate... Nu vorbim, deci pășunile au un regim special. Nu făcea, eu țin loc de secretar, dar știu, cred că nu făcea raportul de evaluare. Dacă păi dar nu, dar undeva trebuie să avem o explicație juridică și tehnică a lucrurilor. Dacă nu le avem, eu aș propune să le analizați, să fie foarte elaborat la ședința următoare. Să avem discuția pentru perioada de concesiune. Că nu mi se pare normal, nu știu, și colegii cred că din sală sunt la sentimentul meu. Când... Da, vreau să mai fac o precizare. Deci, în suprafața de 5.000 de pătrați pe care vreau să o concesionăm noi, gândiți-vă că practic doar 10% este folosită pentru acel hangar. Adică restul va fi iarbă. Deci, iar pista aia care deja există acolo, doar vrem să o înghergăm mai bine și să o... De mai bună calitate. Peste un an de zile veți delimita-o ca să nu mai intre oile și să vă încurce la decolări și la aterizări. Nu știu. De asta zic, haideți să fie o treabă mult mai sănătoasă. O să precizez, dar precizat, ca să nu s-o delimităm. Păi nu, dar eu așa zic, nu știu. Din punctul meu de vedere, eu sunt de acord. Să dăm. Ok. Dar trebuie să fim acoperiți legal. Dacă vă nu ne trezim după aia cu probleme. Adică să avem avizul compartimentului juridic, totul în regulă. Nu curtam pe domnul plăcintă de drum ca să facă evaluarea oficială. Nu, dar e acum, ați ajuns la evaluare? Bine că o are făcută. Dacă o are făcută, doar mai suportă 2 săptămâni, 3 săptămâni, la ședința următoare putem. Așa mi se pare normal. Să nu fie supărare, nu încercăm să vă împiedicăm, dar să fie cât mai elaborată treaba. De-a lor, inițial să închirii, dar pentru să construiască. Am înțeles, domnul secretar. Nu știu, eu mi-am exprimat punctul de vedere. Se poate supune la vot sau cum dorim. Supunem la vot? Păi da, atunci ce supuneți la vot? Păi hai să fim obiectivi și realiști. Eu aș zice așa, nu știu, și cu acordul dumnealui și a tuturor, la ședința următoare să facă obiectul perioadei și să avem cât mai elaborat juridic aspectul ăsta. Perioada ce poți să precizezi? Păi noi, Consiliul Local hotărăște perioada de concesiune. Dacă, într-adevăr, e legal concesiunea acelei suprafețe. Haideți să, nu știu, eu așa o văd. Că ne băgăm cu picioarele în apă rece. Păi, doamna secretară, pentru lăsăm, amânăm pentru următoarea ședință. Că nu-i corect. Știi foarte... E cel mai bine așa. Da. Cum doi?
că și ordinele care prevăd autorizarea acestor aerodromuri sunt destul de laborioase, dacă te uiți, nu sunt simple. De asta am și pus câteva întrebări de țijuri. Oricum, ședința următoare putem analiza aspectul ăsta, dar sunt mai multe, de fapt, 2-3. Trecem la diverse. Diverse mai aici orice are. Doamna directoare de la școală. Deci rămâne pentru ședința următoare. În care aduce la cunoștință o căzut tavanul de la laboratorul de informatică. O solicitare pentru alocarea sumii de 30.000 în vederea reparării. Dar unde asta? La ce? Unde e obiectivul ăsta? La școala gimnazială Alexandru. La școala mare? Da. 20.000 de lei un plafon? Așa, deviz, ofertă. Dar el nu poate vorbi decât dacă e un deviz. În vederea repararei tavanului, așa de asemenea rugăm să luați în considerare alocarea de sume și pentru repararea înlocuirea directorii acoperii și școlii, cât și a repararea de refacerea tempuielor și finisaje în gradelierul planșeului, polului central la etaj și a sărilor de clasă. Dar nu putem vorbi decât în temeiul unui deviz. Dacă e un deviz, păi are un deviz aici. Este un deviz, cred că este indicat să altfel nu se poate face. Antimăsurători. Da. Dar nu-i numai tavanul, mai multe. Deviz aici, total statul fizic, de 19.190. 10, pereți din rigips, suport... Nu-i numai tavanul. Mai multe, dar grai mai mare, mai amplă. Suportere la vabile, vopsirii cu vopsea cu bază de acetat, vopsea la vablă, ideea pentru interior, înlocuit corp iluminat, demontabil corp antiexploziv, montare și... Asta nu intră în area de siguranță, care le-am aprobat odată? Nu, este separat. Schere, montat și demontat, nu știu ce. Și asta e singura sală de calculatoare acolo. O singură sală, da. 19.190 lei și 80 de bani. Și facem, că dacă e singura sală care nu e poate. Dar nu numai sala aia. Nu facem numai sala. Și holul. Ai vopsit. În vacanță se face igienizare. Păi, normal. Nu poate începe școala să zică cauza noastră. Igienizare. Doamne, eu fac parte din delegația Consiliului Popular. Am fost la ședința astăzi și am mers la fața locului. Ce a făcut acolo e foarte frumos, a fost și domnul. Domnul Cândea știe. Așa? Și are holul, dita-i cât e de lung acolo, e crăpat, e fisurat. Nu merge cu cârpeală cu ăsta, cad din capul elevului, ce faci? Nu se poate. Să facă ceva corect. Ei mai primesc niște bani de la inspectorat. Dar nu le ajunge suma care este prinsă. O diferență foarte mică. O diferență ca să încadreze în toate reparațiile și ce au ei de făcut acolo. Pentru învățământ trebuie să fie bani întotdeauna. Îl punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Mai e ceva? Domnul Vasile, când vrea să... Am niște probleme. Unu. Noi am aprobat căminul cultural să fie demolat data trecută. Din câte știu, era prins în domeniul privat, privat al primăriei. El a luat foc sau i s-a dat foc. Și era un proces, s-a terminat, a plătit cineva faptul că i-a dat foc sau nu. Am văzut că a fost pus pe site-ul primăriei și foarte mulți au avut regrete, că aici au fost la ședințe, au fost la serbări, au fost la dansuri, aici s-au împrietenit, au făcut nunți, au fost cu mătrii și altele. Și era cu părere de rău. Acum, nemai fiind pe teritoriul sau pe domeniul public al comunii și se retrocedează terenul, cu totul altceva, dar cineva trebuia să plătească. Dar pagubile. O să vină proprietarul și o să ne spună să le dăm cum a fost, nu? Păi trebuie și aici. Păi am înțeles că nu-i solicitat ăsta, da, ca obiectiv. Dar o câștigat în instanță domnul Ungureanu și trebuie să dăm bani înapoi? Nu, eu i-am propriit când mă lua de la asigurări. Cum i-a dat foc și-o da, stigat?
Și acum cine dăm noi ca proprietari? Nu, deci i-am proprit, el a luat asigurare de la, deci asig, banii la asigurări, nu știu cum a fost încheiată poția, probabil trebuia să intre la primărie, că nu era bunul lui de acasă, nu? Da. Așa. Când a venit curtea de conturi în 2008, m-a întrebat, dom'le, aveți discotecă? Avem. Păi, o plăti ceva? Nu o plătit. El nu se supunea regulilor. Așa, și că așa era, era partii de nu știu care, așa, în fine. Și după vreo, prin 2014, am aflat că ia bani de la asigură și i-am propriet, bine, atunci i-am făcut somații pentru, a pus, îi socotesc, i-am luat autorizația de funcționare, i-am socotit cât trebuia să dea, așa, și i-am propriet vreo 79,800 de milioane. Acum el după un an ce face? Îi dă în judecată că nu știu, dar la dosarul meu, acolo i-am propriet, dar taxă nu se cheamă, deci nu i-am propriet pentru altceva, decât e taxă pe spectacol, că așa prevedea legea atunci. El avea obligații după fiecare spectacol și până la 15 luni de a declarație, atâția bani au casat, atâtea, așa, dar el niciodată nu a făcut chestia asta. L-a chemat curtea de conturi, nu a vrut, că vă desfințez, vă fac, vă dreg, vă nu știu ce. Oamenii au zis acolo și oamenii au zis, domnule, rezolvă la tot așa cum scrie cartea. Asta și acum a dat în judecată, au câștigat banii, s-au întors executarea, să-i dăm banii înapoi. Banii la asigurări nu au fost banii. Dar ar putea să fie opriți pentru pagul măcar, dacă care au produs-o. Deci, practic, din misteria primăriei nu pleacă nimic. Din misteria primăriei nu. Banii ei am luat de la Alianz Siriac. El acolo a fost. Na, eu n-am văzut polița, dar ce ar fi luat de acolo, le-a rămat. Și o parte, deci numai un procent ați reținut. Păi, atât cât l-am reținut. Acum dumneavoastră dorește banii înapoi. Deodată în judecat, o câștigat. Da. Și avem reprezentanță în instanță bune, avem juriști. Eu am dedicat problema asta ca să fie cunoscută și de ce n-ați considerat, că nu toți o cunosc. Nici acum nu va fi cunoscută în amănunt, dar e o problemă totuși. Da. Nu trebuie alt să se dicteze în numele primăriei sau primarului unele reguli care se impun din exterior. Părerea mea. Un alt punct de vedere aș avea cu privire la grădinița de la Banați. Noi am aprobat aici construcția celor două grădinițe, una la Banați și una la Nuncan. Dacă și cea de la Nuncan se face ca cea de la Banați, care este un chici, îmi permis să zic așa, pentru că nu are nici față, nici spate, nu are nimic. Asta se fac clădiri noi, moderne, cu spații vizibile, așa. Acolo parcă magazin. Cred că cel care a făcut sau va face proiectul pentru cea de la Muncar, măcar acolo să se orienteze. Proiectul e la fel. La fel, dar o să întrebi peste ani și ani de zile copiii noștri sau nepoții cine a dat aprobare și o să arate cu dreptul la unii dintre noi. Nu e bun. Trebuie să ținem și la aspectul ăsta. Toți am aprobat. Dăm prunt, dar proiectul arată. Dar proiectul ține să ia mai conținește ia proiectul. Dar noi n-am aprobat. Dar nu am început aici, băi. Mă spun și ca meșteriaș, e foarte greu acoperișul ăla de făcut. Dar păcat din materialul ăla, consumat. Domnule, dacă avem un proiect, trebuie să respecte. Nu avem comisii din care o să recepționeze. O să aprobat, dar deci știam proiectul noi. Aveți dirigenții în șantier. Asta e. Cine? Eu n-am văzut nimeni în ședință cu cea proiectul la grădiniță. Dar l-am văzut. În perspectivă. Și n-am văzut ce construim mai gheniță acum. Oricum, cum e clădirea, cum e primăria asta, cum e școală, nu știu ce e mare. Comandana Bălcescu, sala de discuție. Așa a fost proiectul. Sala de discuție. Cum mai mare dragul. Sau în alte comune. Deci să avem în vedere așa un spirit în ăsta mai... Cum o spirit final, nu? Și încă o problemă aș mai avea de dedicat, în legătură cu legea 50 a sistematizării și respectării articolelor propuse în acea mișcă. A început oamenii să-și facă garduri la întâmplare, construcție la fel. Mă uitam și construcția asta de aici, din colț.
care trebuia dărâmată și nu trebuia dată autorizație pentru reconstrucția și refacerea ei. Este intersecția cu drumul județean și drumul național. Trebuie să avem în vedere că peste, poate nu mult timp, se va supraalărgi șosele. O să trebuiască să mergem la Ipusă Română, nu-mi dai voie, sau o să ceară niște despăgubiri de groază. Își construiesc acolo, au pus pe propria redinare, să țină acolo, nu se dărâmă, nu se demolează? Și lucrează pe ale de sub. Nu vine pentru nimic să se vină. Păi și cu atunci, cu gramat, face cerut. Nu-i o vrut să-i reabiliteze, dar nu. Păi cine îi dă nimeni? Ei lucrează înăuntru și-au dus balastru și-au dus materiale. Se lucrează și ce s-a demolat, cred, că au dus în saj de rafie, au dus după calea ferată, la Valea, spre... Cred că trebuie urmări, ca să nu iasă lucrurile și... Deci, dar știi, cam, l-am informat pe domnul Sava de la început. Deci, trebuie respectat o anumită lățime la drumul național, care, nu știu, chiar la limita putea fi, dar și de acolo mai sunt cablurile astea internaționale care, chiar fibra optică, care merge până în Rusia și poate până în America, cu legăturile sau interconectările care sunt, și ei vor construi peste acestea. Trebuie de văzut și reglementat. Sunt și autorizații și aprobări de la cei în drept, dar nu le dă, dacă nu le dă, nu trebuie să lăsați să-și construiască. Nu l-avem pe domnul de la urbanism, la primărie? Este pecat, urât, nu? Un aspect foarte urât care este chiar în centrul comunului. Aici trec și de la București și de la Constanța și din alte părți spre Piatra Neamț. Deci uite ce e la margine. Și eu sunt sigur că mare parte din dumneavoastră ați ieșit din țară și ați mers și în alte țări, cum că e voie și posibil. Și vedeți și în alte părți cum sunt. Hai să îi respectăm și ei, dar să ne respecte și ei de noi. Nu cum vor și ce vor să facă. Eu îmi cer scuze, dacă sper să nu fi deranjat pe nimeni, dar trebuie să ținut la chestiile astea. Și eu trei probleme am ridicat. La Blăgoaia, dacă știți, domnul primar, se construiește către canton, drumul Blăgoaia, pe stânga, Panii, cel cheamă proprietarul. Ați văzut unde construiește și unde are amplasată fundația aia? Am dat somație să vină la primărie. N-am văzut așa ceva, cred că nu pot să țin într-o altă localitate, pe cursul pârâului Blăgoaia. Deci el, unde circula pârâul Blăgoaia... Poftim? Da, am fost acolo, astăzi, așa. Turnată, e turnată fundația, radierul, construcții, domnule. Deci el are niște avizii, are un certificat de urbanism, sau poate are și autorizații. Are autorizații? Uite, vedeți, domnule. Deci undeva la urbanism stăm atât de bine, încât îi fucim ce se poate întâmpla. Acolo, la o viitură, când va veni pârâul Blăgoaie, deci el e prin cursul pârâului, dar mă devea pârâul cu canal lateral și construit în mijloc. Așa, acolo nu știu ce a fost o dată. Cine? Acolo a fost un lac. Un lac, da. Un iad. Iad, dar dacă nu știm, da. Noi, era terenul simplu cum trebuie. Deci nu, din echipul e treaba asta ce se poate. Deci acolo și mai sus. De unde și mai sus, vrea să construiască mai sus. Da, unde o tăiat. Da, toate sărcile are așa. Nu știu, luați măsuri, vedeți ce e acolo, dați somații, nu? Dar dacă au ajuns la autorizații, sunt persoane vinovate în sensul ăsta, domnule. Păi acolo se poate întâmpla o catastrofă, se împrăște tot pârâul Blăgoaia de o parte și de alta, unde sunt case. O altă treabă. Faceți niște demersuri către drumurile naționale, la toate podețile astea care traversează drumul național, sunt colmatate 100%. Le-am trimis adresă scrisă, cu confirmări, cu tot ce trebuie din decolmatarea podeților care traversează drumul național, de la capul altul. Toate care le știu, niciunul n-am văzut nu fiind colmatat. Și la apele române, este întrebat un excavator mare, ca să putem decolmata pe râu, că s-au înfundat foarte multe poduri. Bun. Deci e făcut adresă la cineva, dar nu o lăsați așa ca să nu adresa așa să dăm. Chiar pot să vă aduc să vă prezint, dacă vreți. Dar și ale noastre probleme de la drumurile comunale care tranzitează și care se intersectează cu drumul național, începând de din Valea Bordului, la biserică, la Luncani, undeva, unde deversăm noi apa din drumul nostru comunal către drumul național? Că undeva sunt obturate, nu sunt șanțuri, nu sunt podeți. Pot să vă... Nu, eu cred domn primar, domnul Vicer, cel mai potrivit în sensul ăsta. Da. Pentru că, uite, la Dorica acolo e infundat. Acum e infundat, îl inundă pe Mărian. Dacă plouă de seară, îl inundă pe Mărian. La biserică, la Lunca, la Valea Budului, am făcut adresă la compania de acolo.
că au branșamente pe sub pod de apă și din cauza branșamentului s-au colmatat pământul și... Da, și branșamentele alea puteau să le ocupă, ocupă un diametru de 10 cm, după a sunt. Dar mai multe. Da, sunt mai multe branșamente și sunt... Li s-o părut, dar mai sunt. Nu, dar e o problemă foarte delicată asta. La orice ploaie acum, n-are unde pleca apa, pur și simplu. Le s-o părut lor mai simplu să bagi pe sub pod, nu? Păi da, era traversare ușoară. Și vine greu să facă sub traversare. Sunt niște costuri suplimentare. Am înțeles că s-a anulat. Cine? Branșamentele alea? Toate astea, nu. Mărturia, unde este aici și aia, i-a anulat. Cine a anulat? Cel la Micael. Nu mă, iau apă directă, ăștia trage. Dar nu, branșamentele. Și alea sunt adică nu, alea se poate scoate. Păi, atunci se scoate, că nu mai sunt valate. Și luat el a părut, dată cădere, la șanțurile alea, la Căriana, acolo, din coace la... Acolo, la Mărian, din coace. Aici e problema. Nu s-a făcut nimic în sensul ăsta, un bai nu s-a mișcat. Problema este alta, că o parte din aceste șanțuri care preiau sunt pe proprietatea cetățenilor. Noi le avem pe hartă, le avem pe inventar. Păi scoateți-le din ochi. Inclusiv canalul de acolo de lângă Popescu și cu Grădinarul, care duce la Căriana. La fel. Alea unea poate, alea erau obiective. Și cum facem acolo? Nu poți să-l obiți să primească apă în gradă, nu? Nu poți. Bun, și cum faci? Dar el a existat apa. Știu! Trebuie să amunesc cu de-a aceea nu putem să-l luăm pe partea de siguranță? Și cum faci? Nu. Om acum am ajuns, ne rugăm la ei. Pentru că în momentul când s-a intabulat aceste... Deci a luat al autorităților. Trebuia avut în vedere ca acel canal să fie intabulat în proprietatea lui. Sigur. Ca să nu te rogi la el acum, să te lase, să curăți sau să... Acolo este o problemă foarte greu acolo de rezolvat. Păi nu numai acolo, nu-i greu, peste dacă... Este greu din punct de vedere a solului, domnul Petănuș. El e așa. Cum faci panta la șanță, dai drumul la un scurt. Nu, avem pârâoare cădere de nu spui. Natalii știi unii vorbești. Că dar știu zona aia. Eu spun aici la bădinea. Asta este la primărie la Birou Agricol. Și să zic că bădie... Vine și după ce îi pune avizul... OCPI? Nu, după ce îi pune inginerul și primarul avizul, după aceea se duce să le înregistreze la OCPI. Că așa, dacă fac în situația asta, mă judec și eu de 4 ani cu terenul ăla în spatele CPD-ului, fiecare și-a făcut cum au vrut și-a întreabă peste mine. Dar nu sunt reguli, domnul Cândea, nu sunt reguli care trebuie să guverneze. Sunt reguli și aici trebuie ținut asta. Dar și drumuri de exploatație se duc cu parte, ce voi? Cadastru, vin la mine, de la mine pleci cu adresă. Nu mă duc unde vreau și când vreau. Țineți la chestia asta. E normal. Încercați altă treabă. Vedeți cu vegetația la șanțuri și la drumurile astea, domnule, drumurile asfaltate. Dacă te dai și către Secătura, și către Slatina, e păcat de drumul asfaltat, vegetația dislocă asfaltul, domnule. Și în șanțul betonat, și între șanț și platforma unde e asfaltat. Dar doar ați trecut, poate ați văzut. Și nu e o vegetație cu două, trei vruiene acolo. Lemnoasă, stupid. Ceva. Numai anul ăsta ați văzut? Sau nu, domnule, eu acum vă zic că trebuie să... Așa am și zis și alți ani am zis. Doar a fost de ani. Am zis și alți ani. Dacă vă duceți prin Slatina, păcat de drumul ăla. O și-a plouat foarte mult. Bine, domnule, dar nu așa absolutely. Degeaba le curățăm. Dacă mi-e doar scurie scurie. Domnul faraon, șanț betonat din beton făcut, domnule, și îl crești, crești tufă de 4 metri în ea pe Slatina. Vă întrebați, e sfidător la cheltuia la care s-a făcut acolo. Au vrut confort, unii oamenii vor să se repare, să facă din nou. Domnul polițist comunitar, cu dar somații, acolo a început tot așa amens. Cât de amens ați dat până acum? Dom'le, și asta e o treabă bună. Dați somații, dați avertizări. Problema este în felul următor. Noi confruntăm cu situații în care proprietarii au vândut a șaptea oară teren, casă sau ce mai este. Și nu-l duci, nu-l găsești, vorbim pe lege. Există obligația ca atunci când vinzi să vii să aduci documente la primărie, să te scalzi cu terenul. Există obligația atunci când ai cumpărat să vii la primărie să te înregistrezi cu terenul. Da. Vreau să vă spun, apropo, din zona Blăboaia, sunt vândute terenuri la a șaptea mână, nu știu a cui. Face pe cheltuiala noastră și când vor veni aici, retrageți și toate cheltuielile care sunt aferente. Așa se face. La fel ne confruntăm cu zona limită cu Hemeșu. Așa ne confruntăm cu toate satele. Domnul Samai, e simplu, e simplu aici. Deci, pe cheltuiala primării, consiliul local și după aia recuperează. Corect. Ați spus... Este în regulă. Așa trebuie. Dar să nu să ne trezim pe urmă, domnule, eu te-am vrut să-mi faci în față, Mia. Te-am chemat eu. Nu.
Lege și obligația cetățeanului nu este, face consiliul local și după aia retrage noi. Apropo de o altă chestie, confruntăm cu o problemă care a venit EONU ieri, pe strada Procului, la Valea Bucului, da. Pe partea stângă, cum mergem da. Până la Peru, acolo la... Da. Iluminatul stradal public, l-o trasei din zona de acolo. Stâng, îi spuși de ei, de ani de zile. Nu știu. Și nimeni nu știe. Nu știe nimeni. Da. Până așa nu știe. Așa. Mentenanță noi n-am făcut acolo, pe strada. Niciodată nu a fost nimeni să schimbe. Atunci o are administrat nimeni. Fai. Acel profesor. EONU a venit și eu găsesc branșați direct în rețea. Necontorizați. Tot trecut prin contorul care... Păi când spuneați că undeva nu ieșeau kilovații sau... Acolo era la satul de vacanță. Acolo, separat. Așa, și acum care... Acolo se rezolvă. Și aici care e problema? Și care e problema? Că o găsit becul aprinse și o sunat cineva. De acolo a costat o săptămână becul aprinse, nu o stop. Deci nota de plată va fi imputată primăriei. Care se va îndrepta asupra celor vinovați. Da, da. Și mai păi, dar nu trebuie să lăsăm așa. Au venit ăștia de la EON, comisia, două persoane, au venit în control. Acum am sunat astăzi, am fost acolo, unde branșatul tăia firului, dar 5 stâlpi, 4 sau 5 stâlpi. Nu se stinge. Nu se stinge. O fi poate de la apa turbionară. Nu e, o fi trase. Dar câte becuri erau cu toată instalația aia, care s-ar imputa de la... 10 becuri. Avem 10 becuri. Domnul primar, avem multiple. Mai este un stâlp în curte vis-a-vis de Toma. Pe la primărie, da, nu trebuie. E un stâlp pe puști, mă au greu. Primarul Bureu. Arde peste pe nu se inscripționează, ai vreo emblemă. Așa, aia pe la Condurat, acolo, zici. Da, la Bengulare. Păi și întrebam autoritățile trecute. Și EONU nu știe nimic ei? Păi nu, nu știe, dar nu trebuie să ne rotați, nu știe, dar acum dumneavoastră n-ați văzut. Dar cine a branșat instalația respectivă? Care e special? Nu știe, exact, eu necalificat. Tot de la ei, tot din oamenii lor, că nu m-am dus eu sau dumneavoastră să-i branșăm. Nu, dar acolo să știu cei care sunt și-au construit casă. Ei și-au dus și sunt niște oameni cu... Păi, s-ar putea de cei care au fost deja au vândut, nu-i mai găsim acolo. Nu. Va da sigur? Da, felicitări. Păi, nu știu ce. Nu se trebuie. Cine a fost tot plecat? Trimiți și sunt de Diego, un stâlp de la noi. Uite, și-au plecat cu totul. Dar nu e vorba de stâlp. Problema e că noi să plătim noi curent. Cu relații. Timp, cu mătric, la EON. Ar mai fi o problemă. Acum au fost inundațiile astea și au afectat și ceva din comuna Mărținei. Dar eu cred că cei care își primesc ajutoare sau materiale pentru despăgubirile care au fost afectate. Trebuie să-l dărâme. Nu primesc ajutoare până nu-l dărâmă tot. Sunt unii care, eu știu, de-a lungul părului Treveș și-au construit cu ajutoare în altă parte casă și în continuare beneficiază de ajutoare permanent. El și-o mai refăcut, o mai lipit, o mai perpit și în continuare și-o menținut și gospodăria asta. Cred că nu-i normal și cineva o să ne întrebe într-o zi. Cred că trebuie aplicată și noi astea lege. Nu se aplică, o să fie... Cura care mă aplică, toată comisia, 9 persoane la număr, 9 instituții, sâmbăta, în cursul... Așa, cât evaluarea? Așa. Au luat decizia să evalueze dumneavoastră, nu noi, ca să fim înțelegi cu primarul vrea sau vezi primarul e nu știu ce. Nu noi. Noi le-am făcut... Asta destinați. Adresa unde? Păi da, dar am analizat asta să iau un calcul și un istoric? Da. Problema se pune că... Și eu am întrebat problema. Cine are două case, nu-i dă? Exact. Și au rămas foarte... Nu, și cu ocazia asta, dacă toți sunt îndar și iar au fost inundate. Determinat să-ți dărâmi cu casa să dărâmi. Dar nu-i mai dărâmi nimica. Nu-i dă nimic? Nu. Dar nu se dă unde lasă terenul liber și primești bani. Banii doar vin tot prin primărie, nu primești cupon poștal de nu știu. Noi trebuie să-i asigurăm un teren să-și facă casă? Da, are casă, doamne, arătați-mi ea un... Păi dacă n-ați... fi două, trei case. Ați auzit că dacă e a doua casă, nu-i dă nimic. Păi nu-i dă nimic dacă are a doua casă. Păi asta spunea. Și dacă el nu are și pe acolo... Și dacă casa e făcută pe numele lui fiică mea. Nu-i proprietar, nu e a doua casă. Vă dau un exemplu. Acolo, în râu la noi, era unul cocean, nu cocean... Așa. Și eu și-au făcut casă la Treveș cu materiale de construcție. Pe numele lui Fix, sau, doamne, pe numele lui Fix, ei au rămas... Ascultați-mă un pic. Are eu sunt... Cartierul Cefere? Da. Are cartierul Cefere și apare că... Ia bine. Ia din spate lui Cocean, nu știu cum îi zic. Pușcașul?
Pușcaș. Pușcaș. Era făcut lui fiică să da, casă la Trebeș cu materiale luate și el are și casa aici. Da. Și acum iarță pe alt sara cu oamenii lor ăștia. Deci mai acolo la Gașpa. Da. Acolo, singura familie care merită, merită să aici. Aia, da, da, și aia o știu că acolo e inundat. Cum să nu știi? Extraordinar. Dar s-a trecut la primărie să facă. Dar a participat la vreodată ca să facă. Dar și domnul Câinea poate fi inundat, la drept vorbind, dacă vine nu mă inundă pe mine, nici eu dar multe ori, prieteni, nu mă inundă. Nu, dar pe toată lumea, cu o problemă foarte gravă. Ziceți. Pesta porcină. Noi autorizații la târg nu avem. De când vorbim de un primar subiectul ăsta? Sunt ani, luni, buni, dar o dată și o dată cineva. Toți s-au adunat unul altul și noi acum am închis târgul. Am făcut apel la Poliția la Bacău, să ne trimeată persoane competente cu ajutorul Poliției Comunitare a Poliției din Comună. Ne vedeți? Nu mai vine că îi vezi vinții care acum de la Ardeu, Ardeu, la Băinești, la Băinești. Băinești. Păi pentru ce, domnule, pentru ce? Hai, bă, după retragere. Și ne-a autorizat. După retragere, trăgeau la Cârșmul, la repede că l-a mutat. Dar așa ne trebuie, domnule. Și eu merg imediat după program. Mă mir că n-a dat să putea să vă spune să vă spune. Deci, într-un cuvânt, e bine venit piesa asta. Dar așa nu putea să chinui. Dacă vreți să participați mâine, să veniți acțiuni. A, la acțiunii la întâlnit? Da, da. Mă dimineața, la primul. Nu, dacă nu vă descurcați, dați că răspundeți oameni. Dar am zis să spunem, ca să știu. Dar asta e o problemă foarte gravă, la nivel, la, mă uitam... Și acum ai venit a doua adresă. De la direcția plantă, una de la deschidă, una de aici. Nu, dar mă ales ferbele astea, uite cum e. Dacă se întâmplă ceva... Da. Păcat, pierd tot efectivul, îl eutanasiază și nu poate. Din cauza peste porcinii, s-ar putea să se închidă și o parte din sectoarele astea de la pădurii. Depinde acum de activități. Dacă se vede un sector, domnul Vasile, sectorul de vânătoare. Bine, dar vă zic că acolo, peste porcină, de bistreț. Ați amintit ceva, domnul Peter, ce-am spus, că vreau. Legătură cu lemnile, am avut o discuție, m-am sunat și cu domnul inginer Chiriac, că foarte multe persoane au venit la primării, că lemnile, din comun la mărgine, se duc la Plăgești, Valea lui Ion. Dar mai nou, ordinul prevede pe o rază de 60 de kilometri. Deci, în UAT-ul respectiv, citești pe 60 de kilometri. Înseamnă poți să te duc până la piață. Cum adică să duc? Cine le transportă? Cine? Cetățenii din comună mărcine. Dar ca să vedeți un loc doar privat. Deci, uite, toți colegii sunt aici. Toate cererile care se fac sunt semnate la primăria mărcine. Cu toate că s-ar putea, de Liviu Vasile, care stă în Șerbănești, Bacău, de Liviu Vasile, mărcine, are și un cod numeric și semnată de... Primăria Mărcinea. Și el pleacă la Bacău de Liviu Vasile. Stați un pic, face de Liviu Vasile pe numele lui? Da. Nu. Vă arăt? Îmi pare rău. Da, mai iar nou, mai nou. Îmi face plăcere să ne aduceți un mediu. Da, vă arăt, vă arăt că nu unul. Un team de cerere. Da, el l-a făcut și din Comuna Mărcinea, ce treaba avem. Nu, dar el a făcut speculă cu lemn. Nu, dar el e transportator. El e transportator, dar apare și, car, și cumpărător. Ca nume. Da. Cererea respectivă este pe numele lui și înregistrată în registratorul primăriei. Da, ce de viu are. Și când ajunge la Silvic acolo, domnule, stai un pic, că nu știu cine e nouă. Odată ce ați trimis acele cereri, le-ați centralizat, îți zice, o de bună, nu mai avem încredere în autorități. Și acum se mai ocupă. Da, ce se întâmplă? Avem și oameni care stau pe aici și țin pereții primăriei și fac cereri. Contracost. Vă și zic numele. Ce ați zis? Ce să știm? Da, știți. Cererile a ajuns... Marco de contrabandă. Da. Da. Nu, știți-o că domnul... Uite, și dumneavoastră are ceva cum știți. Sunt și oameni care... Deci, vă închipuiți, odată pe muria asta aduce și spectrul. Dacă dumneavoastră aveți experiență, dacă nu o să iei persoane din comunul de aici, ce o să facă la iarnă? S-a făcut de curat. Da? Păi, necazul e pe noi, care administrează. Domnul primar o stabilește regulă la acest... De cine e cazul pe noi, primării? Nu, ca în spate de să fie copia actului de identitate a solicitantului. Fiecare cerere care rămân la noi are copia actului după ea. Și cu domiciliul cu mărginie. Având casă la Bacău, apartament... Păi nu, înțeles aspectul. Da? Deci aici e problema.
El așa, loc. Toți vin la noi, hai de la comuna cea mai apropiată, da. La Cincere, da. Mergem la el. Da. Nu steptăm, nu știu, Adeliu nu a murit, bă, nici acum. Nu, e Adeliu, Adeliu. Lășa, nu mi-e stare de Adeliu, Vasile, știu, lășa, nu mânești, care tu ce era? Nu, nu-ți curie. Îți refugi, mă, dar îmi pare de precedența închisă.